Sorin a prezentat un articol care a fost publicat în revista Familia Ortodoxă, care are și un CV. Vreau până când se mai bună, nu că le-am citit ca asta, că a fost întuneric, am crezut că le citesc ca să selectez, dar am văzut că a fost întuneric. Nu că asta n-ar fi bună, dar până se mai bună, le-am ținut. Vreau să vă spun și de o carte, despre o carte pe care vă găsit tot la fel la ieșire. Să mielim suferința prin credință. Cuvântări la Sfântul Maslu, rostite de Părintele Teofil, la editura Adriana, Sibiu, și nu vă citesc din cuprins ca să o căutați, o descoperiți, să citiți dumneavoastră în taină, acasă. Să știți că pentru mine, de exemplu, este foarte provocatoare o carte cu titlul acesta, Să mielim suferința prin credință, în condițiile în care adună o serie de cuvântări rostite de un om care a avut o suferință și care a făcut din suferința aceasta o cale de apropiere de Dumnezeu. Dar și m-a întrebat de câte ori venea în București cum un om cu această intimitate pe care o avea Părintele reușea să învețe atât de multă lume. Veneau foarte mult să asculte, să urmărească și era efectiv o carte deschisă despre felul în care poți ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Și vreau să completez cu un exemplu din această facultate, ceea ce a spus Preasfințitul Sofia referitor la rugăciunea inimii și la încrederea în mântuire. Eram în aula cealaltă, Ioan Iecoman, și l-a întrebat un student la teologie, am organizat tot așa o conferință cu Părintele, Părinte, sunteți sigur că vă mântuiți? Și a zis așa, nu știu dacă eu mă mântuiesc, dar când mă voi duce la Domnul, am să-i spun ceea ce am spus toată viața mea. Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă mai bine păcătosul. Și cred că Dumnezeu nu o să mă dea afară dacă eu asta am zis permanent și o să mă primească. Adică într-un mod atât de firesc, atât de aproape dezarmat, așa cum, de exemplu, sunt foarte multe lucruri, așa că trec peste gândurile care vin acum din conferințele pe care le-am auzit. Și voi citi prima întrebare, nici n-am selectat-o pentru faptul că n-am apucat să mă uit la celelalte.